Astăzi afli care sunt cele mai bune produse din săptămâna grecească de la Lidl ca să nu-ți mai rosești niciodată banii. Vom lua tot ce găsim interesant și îți voi spune dacă merită să le încerci și, bineînțeles, cât ne-a costat totul. Hai să luăm produsele! Chiar sunt curioasă cât o să cheltuim pentru toate produsele din săptămâna grecească. Simt deja cum îmi plânge cardul. Din magazin am luat toate produsele care se pot găti sau sunt deja preparate, pizza iros, pateuri cu brânză și spanac, chipsuri, deserturi însiropate, dar nu o să-ți pierd timpul cu uleiuri sau măsline. Am plătit ceva bani. Ceva buni bani. Mai mult decât am aproximat. Exact. Am aici toate produsele și hai să începem cu pizza iros. Am gătit pizza și așa arată. Pentru 9 lei mi se pare că are destul de multe toppinguri. Adică uite cât de multă cărniță avem. Deși au fost mai zgârciți la capitolul ardei, cred că avem super multă carne. Așa că sunt extrem de curioasă. Miroase puțin ciudat. Blup. Cărnița de deasupra e super fragedă. Îmi place că au folosit acel mix de condimente special irosului care are oregano și chiar se simte. Ce nu se îmbină bine cu restul ingredientelor este această cremă de brânză neidentificabilă care, sinceră să fiu, are un gust ciudat și nu merge absolut deloc cu oreganoul de pe cărniță. Având în vedere prețul, o să-i dau nota 8. Acum urmează chiftelele, care sunt cu umplutură de măsline și brânză feta dop. Acest dop înseamnă că ingredientele și modul de preparare au fost făcute în zona de origine a preparatului respectiv, minunata Grecie. Hai să vedem dacă chiar sunt ce trebuie. Uite, îi scrie că le poți mânca reci sau calde. O să le pun puțin la cuptor ca să se topească așa bine brânzica din interior și să vedem cum ies. 2 minute, 600 de wați. Tocmai au ieșit din cuptor și hai să le gustăm. Oh, s-au lipit un pic. Oh my god, e super fierbinte. Frige foarte tare. Ele costă 10 lei și am 3 lucruri să spun. În primul rând, îmi place foarte mult că are multe bucățele de carne și chiar se simte atunci când o mănânci că au folosit o carne bună, nu exagerat de grasă. În al doilea rând, îmi place că au destul de multă umplutură, se simte foarte bine aroma de măsline, însă ce m-a deranjat la ele este faptul că sunt super sărate. Și cărnița e sărată, dar și brânza feta e sărată și per total sunt prea sărate. Te dau nota 8,5. Trecem la chipsuri și abia aștept să ajungem la deserturile însiropate și la pateuțe. Dar până atunci, chipsurile astea au costat 5 lei și avem două arome, cu usturoi și ulei de măsline, iar cealaltă cu oregano. Începem mai întâi cu cele mai clasice, cu oregano. Testul mirosului. Oh, miroase foarte intens a oregano. Hai să luăm un chip să vedem cum arată. Pare super subțire și crocant. O să vedem. Sper să nu aibă gust de iarbă. În ceea ce privește cartofii, pot spune că au ales unii chiar buni pentru că au o aromă foarte plăcută. În același timp sunt super crocanți, le-au prăjit extrem de bine. Însă nu prea înțeleg această aromă de oregano. E cumva o aromă subtilă de oregano cu altă aromă în spate pe care nu o pot înțelege. Au combinat oregano cu pudră de ciuperci champignon. Trebuie să spun că nu simt bine foarte bine aceste arome, așa că o să le dau nota 6,50. Și trecem la varianta cu usturoi, care sper să se revanșeze. Nu prea are niciun miros. Ok, hai să vedem cum sunt. Chiar am așteptări foarte mari de la ele. Vreau să simt ca și cum acest chips s-a împerecheat cu mușdeiul. Au o aromă de măsline pe care nu am mai întâlnit-o într-o măslină până acum. De obicei ești cobaiul nostru. Încearcă asta. E un fel de măslină super sărată și veștejită. Exact! E ca și cum au gust de măsline veștejite. Chiar seamănă cu ele. Având în vedere aroma, o să le dau nota 5. Mai departe avem musaka și o să o gătim super rapid pentru 10 minute la microunde. Arată bine. Poate nu e cea mai frumoasă la exterior, dar poate interiorul e ce contează. Bine, hai să o băgăm la microunde. Am scos musacaua din cuptor, arată destul de interesant. Pot spune că pentru 13 lei miroase foarte bine. Are deasupra și un strat de sos bechamel. Hai să vedem dacă se întinde sosul apetisant. Norocel! Chiar are niște plusuri foarte interesante aici. Înainte să-ți zici părere, permite-mi să scot ceva de sub masă. Dar nu știu ce ai făcut acolo. Bun. Asta nu era în plan. Ai primit 3 challenge-uri în comentarii. Te rog, extrage una, oricare. Alabala portocala, o vidruță dansa și a luat un brațe pe dânsa. Arată la cameră ce ai primit. O să-ți arăt mai întâi ție la cameră. E rău? Wasabi, vă rog să apreciați și scris-o foarte frumos. Wasabi? Wasabi cu musaka? Exact. Mulțumesc! Cât să pun, gen, cam așa? Nu, no, permitem să te ajut. Nu! Știu, în cavale. Ok, hai să încercăm. Sper să nu leșin. Dacă leșin... Recrutez prezentator. Ok, bine, bine. Oh my god. Sunt extrem de serioasă acum. Ok, norocel.
A venit pe nas. Ok, a fost fain. Pare că-ți dă o lacrimă. Pentru că îmi curg lacrimile, nici nu mai pot să vorbesc. Stai să mă șterg la ochi. Hai să revenim la această musaca. Voiam să spun că are destul de multe plusuri. În primul rând, sosul de deasupra e un sos bechamel. Și e destul de greu să faci un sos bechamel bun la 13 lei. Dar pot spune că are o textură destul de cremoasă. Și nu e absolut deloc grețos, așa cum așteptam, sinceră să fiu. E chiar super bun. Vinetele din interior așa ușor prăjite, delicioase. Condimentele foarte bine alese, chiar mă duc cu gândul la Grecia. Iar carnea putea să fie un picuț mai multă carne, dar cred că pentru 13 lei e ok. Chiar nu e musaca rea, așa cum așteptam, așa că o să-i dau nota 9. Mai departe avem baklava și aici vreau să-i dau un challenge lui Lidl, așa că... Deci două bucăți de baklava cu nucă. Am cumpărat baklava proaspătă cu nucă ca să vedem diferențele. Să începem cu cea proaspătă ca să avem un punct de referință. A fost mult mai scumpă decât cea de la Lidl, dar uite cât de multă umplutură de nucă avem și e foarte bine însiropată. Mi-ar plăcea să fii să simți acest sirop lipicios și demențial. Chiar nu au fost absolut deloc zgârciți cu nuca, e mai mult nucă decât aluat, ceea ce așa ar trebui să fie. Iar siropul e foarte, foarte bun, cu aromă plăcută de portocală, se vede că e proaspătă. Iar acum, hai să vedem dacă merită să dai mai puțin bani și să iei de la Lidl. Sinceră să fiu, nici asta nu arată rău. E de menționat că am plătit pe ea 16 lei și are 12% nucă. O să vedem cum e raportul ăsta într-o baklava. Uite cum arată, pare să aibă destul de mult sirop, dar la capitolul aspect, cred că asta e un pic mai apetisant. Mi se pare că are puțină nucă. Adică uite, Lidl versus cofetărie. Chiar e ok. Oh, chiar nu miroase rău. Ok, hai să încercăm. Aluatul e bun și foarte bine însiropat, dar se vede că au sacrificat din calitatea umplutului pentru a ajunge la acest preț. Așadar, dacă umplutura este foarte importantă pentru tine, din păcate va trebui să dai un pic mai mult. Pentru baklava îi dau nota 7. Acum trecem în secțiunea noastră mai fancy și avem un mix de fructe de mare pe care tocmai l-am gătit și caracatiță în sos picant. Începem prima dată cu mixul de fructe de mare și apoi o să luăm foc, sper eu, cu caracatița în sos iute. Avem aici creveți, midi, calamar, toate într-un sos aromat. Am luat un crevețel, hai să-l devorăm. Ok, creveții sunt foarte, foarte mici, adică uite ce piticel de crevete avem aici. Fructele de mare sunt ok, dar pentru 17 lei mi se par destul de puține. Sosul ar trebui să fie toată șmecheria acestui preparat, dar din păcate eu simt doar o aromă foarte intensă de oregano, așa că o să-i dau nota 6. Acum trecem la caracatița picantă. Aceasta a costat 12 lei și este caracatiță cu sos picant. Chiar sunt curioasă cât de picant o să fie. Ok, are un miros foarte puternic de sos de roșii, dar nu simt nimic picant la prima vedere. Sau mai bine zis, la prima nară. Babamci. Urează-mi succes. Ce e asta? Scrie foarte clar aici spicy, adică picant, și nu e absolut deloc picantă. Chiar nu mă așteptam la asta, chiar voiam să sufăr puțin aici. Sosul e clasic pe bază de roșii, cu aromă foarte plăcută de ulei de măsline. Caracatița are o textură super fragedă, mi se pare bine condimentată, se simte așa că au pus destulă sare și destul piper. Având în vedere că nu au fost picante așa cum ne-am promis, o să le dau nota 8. Iar acum trecem la sărățelele astea care, uite cât de bine arată, au foarte multe semințe de floarea soarelui pe deasupra, chiar nu au fost gârciți cu ele și sunt extrem de curioasă ce gust au. Uite ce frumusețe! Ok, de arătat chiar arată bine, adică le-aș da 10 doar după cât de bine arată, dar gustul e cel mai important. Bănuiesc că se vede cât de mult mi-au plăcut, dar au o textură super crocantă, care imediat cum o muști, se topește și se face așa în gură o plăcere. E faină! Semințele de deasupra fac toată treaba. Le dau 10 din 10, cele mai bune sărățele cu semințe de floarea soarelui din viața mea. Acum avem o brânză moale în crustă crocantă și sos, iar după avem deserturile însiropate și pateurile de care am auzit că sunt excelente. Sunt chiar acolo, abia le aștept. Vin imediat la voi. Ne-au dat două sosuri. Au făcut asta pentru ce preț? Pentru 13 lei. Și avem 4 bucăți pentru 13 lei și două sosuri. Dacă sunt gustoase, mi se pare un preț foarte bun. Așa arată scoase din cuptor, miros foarte bine, par super crocante, dar hai să tăiem în două una să vedem cum arată brânza în interior. Trebuie să fie o avalanșă de brânză. E super moale. N-a ieșit chiar așa de mult pe afară cum așteptam, dar arată super bine. Cât se răcesc, ne pregătim și dipul, care este un sos de roșii cu ardei. Arată ca un ketchup. Sos de roșii cu ardei, este un ketchup. Da, da. Ketchupul tău face asta? Ok, cred că sunt puțin îngrijorat acum.
Ha! 1-0 pentru Kita. Dacă toți sunt aici. O, e un sos extrem de dulce, are gust de piersicuțe, se simte și puțin roșia. El așa singur e bunicel, dar hai să vedem cum e cu brânza. Dorotel? Nu m-aș uita la asta. E foarte ușor de spus. E ca și cum mi-a făcut bunica un cașcaval pane. Un cașcaval pane bun. Crusta e destul de crocantă. Mi-ar fi plăcut să fie încă un pic mai groasă ca să fie și mai crocantă. Brânza din interior, cum am spus, super cremoasă. Uite cât de bine se întinde. O să-i dau nota 9. Bun, ne-au mai rămas două deserturi cu sirop. Roxachia este o prăjitură care sună foarte bine, fiind din nordul Greciei și având ingrediente precum vanilie, scorțișoară și cacao. Tulumbachia, pe care am gustat-o în varianta turcească și vreau să văd diferențele. Și bugața, care este o plăcintă grecească umplută de data aceasta cu o cremă de alune. Hai să le gustăm pe rând, iar apoi trecem la pateuțe, de care am auzit numai lucruri bune. Așa că sunt o vidră entuziasmată. Începem prima dată cu Tolombica, pentru că e super drăguță și îmi place foarte mult numele ei, Noroce. A costat 16 lei și este practic un aluat prăjit însiropat într-un sirop cu aromă de vanilie. Pe scurt, pot spune că nu au fost gârciți cu siropul, însă aroma lui de vanilie are așa o tentă nenaturală, chiar artificială, ceea ce parcă strică din gustul per total al acestui desert, așa că o să-i dau nota 7. Trecem la Roxachia, care a costat tot 16 lei și hai să o gustăm. Are un aluat foarte diferit față de Tulumbachia. Acesta este ușor mai pufos, deloc crocant, dar foarte bine însiropat. În interior are un fel de cremă cu o textură foarte interesantă. Are textură de aluat nefăcut, cu aromă foarte plăcută de cacao, cu puțină vanilie. E mult mai bună decât cea de mai devreme, așa că o să-i dau nota 8. Și ultima prăjitură până la pateuțe, bugața cu cremă de alune, care a costat 10 lei. Mi se pare un preț destul de bun pentru o prăjitură cu cremă de ciocolată și alune, dar o să vedem cât de bună e. Chiar nu mă așteptam la asta. Are un aluat extrem de crocant, iar umplutura mi se pare destul de multă. În ceea ce privește aroma, se simte foarte bine ciocolata și prin ea găsești și mai multe bucățele de alune de pădure, care cred că au fost rumenite înainte să fie puse aici, pentru că au o aromă foarte plăcută. Wow, chiar nu mă așteptam pentru 10 lei să fie atât de bună, așa că o să-i dau nota 9,5. Ultimele din această serie, pateuțele, care au costat 13 lei kilogramul și avem cu două umpluturi. Brânză cu oregano și brânză cu spanac. Începem cu spanac. Avem destul de multă umplutură, se vede și spanacul. Chiar nu au fost gârciți la capitolul spanac. Adică am mai văzut pateuri unde vă dăm pateuțe cu spanac. Dar de fapt nu era nici urmă de spanac. Așa că îmi place cum arată aici. Dar hai să vedem cum e la gust. Bloop. Toată lumea spune că sunt foarte bune și chiar înțeleg nebunia pentru ele. Au un aluat foarte fin, ultra crocant, care se desprinde așa în fâșii foarte, foarte crocante. Iar umplutura din interior are destul de multă brânză, se simte. Iar spanacul aduce așa o notă de prospețime și chiar mă duce cu gândul la Grecia. Chiar le-a ieșit. Dar acum, hai să vedem cum sunt cele cu brânză și oregano. Odată ce îmi spui brânză cu oregano, mă aștept să simt oregano. Față de cel de mai devreme are mai puțină umplutură, dar îmi place că se vede destul de bine oregano. Are alt tip de aluat față de cel cu spanac, acesta e și mai crocant, dar în același timp mai dens. Brânza din interior nu e foarte sărată, ceea ce mă bucură extrem de mult, iar aroma de oregano chiar se simte. Per total le dau amândurora nota 9,5. Ești o dulceață care ai stat până la sfârșit, un like și un subscribe cu clopoțel sunt țațicos de apreciate. Îți las aici două videouri care cred că ți-ar plăcea. Vidră, out!